Umilință pentru ministrul justiției, fiul său mai mare a căzut la un examen de notar. Ionuț Alexandru Toader, notar în comuna Răchițeni, a revenit la un post în oraș și s-a înscris la concurs. Ministerul justiției a scos un post de notar pentru cei care doreau să-și mute sediul de la țară în Iași. La concurs au participat patru candidați, iar băiatul lui Tudorel Toader a picat cu nota 9,02. Deși a depus contestație, Toader Junior nu le-a mai putut ajunge din urmă pe contra candidatele sale și a ratat șansa de a avea propriul cabinet în Iași. În august, Ionuț Alexandru Toader a fost singurul concurent la un concurs pe care l-a și câștigat. Toader Junior a obținut fotolul de asistent universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, deși codul etic îi interzicea să participe la examen, tocmai pentru că rectorul universității era chiar tatăl său, acum suspendat temporar din funcție.